Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre o problemă foarte des întâlnită la scuterele chinezești în patru timpi, cele cu motor de GY6, și anume capacul de transmisie. Și în cazul nostru avem și o curea ruptă, dar o să abordăm această problemă a capacului de transmisie. După cum observați, acesta este relativ nou, dar problema principală ce o întâmpinăm este din cauza faptului că oamenii nu curăță aici transmisia după ce se întâmplă un fenomen ca acesta, de exemplu se rupe cureaua, nu curăță bine cavitatea aici în transmisie și mai rămân bucăți. Acestea sunt prinse în diverse locuri. Și atunci ori se întâmplă să rupă iarăși cureaua, să blocheze variatorul, să blocheze mecanismul de pornire, sau o altă problemă iarăși la fel de des întâlnită este bucșa aceasta din capac. Bucșa ce vine seminuna pe ea, această bucșă capătă joc și din cauza faptului că nu mai ține seminuna centrată, seminuna împreună cu racul nu o să mai calce dinte pe dinte și se pune în unghi și atunci forțează în capac și atunci se întâmplă acest fenomen și pleznește capacul. Acum, de ce nu am abordat acest subiect până acum? Mi s-a părut ceva banal, dar am văzut că tot mai mulți vin cu această problemă și am zis să discutăm și despre acest subiect. Și iarăși o altă problemă, mulți vin și ne roagă pe noi să le montăm piesele pentru că nu știu să monteze racul, semiluna și tot ce vine în capacul nou. Deci o să ne apucăm de această problemă. O să montăm în capacul nou piesele și apoi o să curățăm transmisia și punem cureaua nouă. Ok, acesta este capacul nou, acestea sunt piesele, seminuna, racul, bucșa, pedala, arcul, cam tot ce ne trebuie pentru capacul nou. Acum o să ne apucăm să le și montăm. Ok, scoatem bucșile de ghidaj de pe capacul vechi pentru a le monta pe capacul nou. Pentru acest lucru o să încălzim capacul ca să iasă mult mai ușor. Să nu le rupem. Aici avem o garnitură, ar fi bine să o desfacem. Deci desfacem și colierul acesta. Ok. Am scos ghidajul, punem deoparte. Acum, trebuie să scoatem și bucșa de la Bendix. Vom face la fel, vom încălzi, dar pentru a fi siguri că reușim să o scoatem, mai ales că acest capac este spart, o să găurim din partea opusă ca să putem să o împingem din partea aceasta. Să fim siguri, pentru că, din păcate, nici nu mai avem altă bucșă, deci trebuie să o scoatem pe aceasta să o recuperăm. Și după cum se vede, este chiar nouă. Da. Deci o să găurim capacul, apoi o să încălzim și să reușim să o scoatem. Ok, am găurit. Acum, la fel, încălzim. Acum, cu ajutorul unui dorn, batem ușor, gata, a căzut, da, aici este bucșa, o curățăm, așteptăm să se răcească înainte, o curățăm și ne apucăm să montăm în capacul nou. Ok, acum încălzim ca să băgăm bucșile noi.
băgat bucșa de la Bendix. Acum deja este căldus și în partea cealaltă. Încălzim și aici ca să putem băga și bucșa de la Semiluna. Ok, cât încă este cald, băgăm și ghidajul în regulă. Acum așteptăm să se răcească și continuăm cu celelalte piese. Ok, uitați cum trebuie să fie semiluna. Deci cât de fixă trebuie să fie, ca să nu joace, după cum vă explicam, să nu îngrădească cu racul. Așa, aici o să-i dăm și puțină vaselină, nu foarte multă, deci piesele trebuie scunse, dar nu foarte mult, pentru că aici avem și cureaua. Așa, punem arcul. Ungem puțin. Așa. Punem semiluna. Așa, am pus semiluna. Acum șaiba și siguranța. Acum cu pedala, dar nu o prindem definitiv. Ok, acum punem arcul. Acum cu ajutorul pedalei învârtim puțin, l-am desfăcut racul. Punem arcul pe rac. Da. Ungem puțin. Și acum cu pedala învârtim puțin semiluna, să trecem de stop. Deci avem aici acest dinte care este pentru oprire, cum să dea peste cap. Da. Și ușor introducem racul. Ok, am dat cu puțină vaselină. Este în regulă. Acum punem pedala pe poziție. Da, prindem șurubul. Ok.
Da, este în regulă. Acum montăm capacul. Ok, acum, după cum spuneam, lucrul cel mai important este să curățăm aici toată mizeria, toate bucățile rămase de la cureaua veche. O să începem prin a curăța mizeria. O să desfacem și ambreiajul, pentru că oricum trebuie să punem altă curea. Ok, desfacem ambreiajul. Ce a căzut și din el. Trebuie să-l curățăm bine peste tot. Așa. Uitați, bucăți de curea chiar și pe aici și pe aici, în spatele foliilor. Deci îl curățăm bine. La fel desfacem și la variator. Aici sunt bucăți de curea. Căzurile nu este problema. Ok, și curățăm bine peste tot. Curățăm bine și revenim. Ok, după ce am curățat bine, am suflat tot, am curățat orice urmă de la cureaua veche. Am spus, aveți grijă, rămân peste tot bucățele din cureaua veche. Pe aici, prin toate părțile se ascunde, de aceea este foarte important să curățați foarte bine. Dacă rămân bucăți din cureaua veche, vor intra în... pot intra, nu obligatoriu și se va întâmpla asta, dar pot intra în ambreiaj, în variator, și să se blocheze și să vă rupă cureaua nouă sau și altceva. Acum, ce trebuie să verificăm mai departe? Ambreiajul trebuie inspectat, ferădurile sunt ok, da? Așa, aici dacă avem luciu, dacă sunt lucioși aceștia, trebuie schimbați, nu o să mai prindă. Și de asemenea, trebuie să tragem de folie, deci folia dinspre sabozi, trebuie să tragem de ea și să presăm arcul acesta. Și aceasta are o mișcare ușor excentrică, deci se învârte puțin atunci când o presăm. Trebuie să verificăm că funcționează cum trebuie. Apoi, rolele. Rolele de la variator, ne uităm la ele să nu aibă părții drepte, de să fie rotunde de jur împrejur. Acestea sunt ok. La variator, partea aceasta trebuie să nu avem șanț pe ea. Deci folia aceasta trebuie să nu avem șanțuri pe ea. Deci aceasta este ok. Aici înăuntru unde merg rolele, la fel trebuie să nu fie făcute șanțuri. Da? Este ok. Apoi, butucul de la variator, avem aceste ghidaje de plastic, trebuie atunci când îl punem să nu aibă joc stânga-dreapta, da, este ok, se creează joc aici și joacă stânga-dreapta, este în regulă și acesta. Folia aceasta metalică mai rar se întâmplă să se uzeze, pentru că este de metal, da, este în regulă. Bendix-ul, avem... acest arculeț, da? Și el trebuie să... Deci, uitați, îl cuplează și apoi trebuie să-l arunce înapoi. Este în regulă, putem să-l mai ungem puțin, dar la fel, foarte puțin, pentru că este la transmisie și excesul va ajunge pe curea. Da, toate par în regulă, montăm înapoi. Ok, deci... Observați, se învârte puțin și trebuie să funcționeze ok, da, e în regulă. Îl punem cureaua nouă, trebuie să punem și variatorul, deci acesta așezăm rolele, una câte una.
apoi butucul, îl ținem presat, punem și bolsul, îl împingem ușor în spate, așa, cureaua, o punem pe ambreiaj, căscăm puțin foliile, ca să o afundăm puțin în folii, să vină ușor în față, gata. Așa, oala de la ambreiaj, punem piulița la mână, așa, punem și bendixul, așa, folia împreună cu folia de răcire, se steluța și mai avem o șaibă. Apoi piulița, înfiletăm la mână întotdeauna înainte să strângem la cuplu. Da? Acum o strângem. Da? La fel și la ambreiaj. Este în regulă. Așa, învârtim puțin, gata, a revenit, mai suflăm o dată, să fim siguri că nu a mai rămas ceva. Acum venim cu capacul, da, ușor. Normal, acolo este și o garnitură, dar nu este obligatoriu să o puneți, nu este, cine știe ce, problemă dacă nu o puneți. Da, și acum vedem că am montat pedala invers, dar o să o schimbăm, nu este niciun fel de problemă. Intră mai greu pe ghidaje. A intrat. Da, nici nu. Eu o să o desfacem, să o schimbăm, să o învârtim.
Da. Funcționează. Îi vom da și o pornire să vedem cum se aude. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru și dacă mai aveți întrebări, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Vă mulțumim!